Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 22 decembrie 2023. Dumnezeu a dat ce avea mai scump. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să răscumpere. Galateni 4, versetele 4 și 5. Într-o după-amiază, o fetiță stătea lângă magazinul de antichități al lui Pete Richardson, studiind comorile din vitrină. Apoi a intrat în magazin și a cerut să vadă un colier cu mărgele albastre. Când Pete l-a pus pe teșghea, fetița a zis: "E perfect, vă rog să mi-l împachetați ca un cadou. E pentru sora mea, are grijă de mine. Va fi primul Crăciun împreună de când a murit mama și am vrut să găsesc cadoul perfect." "Câți bani ai?" a întrebat-o Pete cu prudență. Vărsând o grămadă de monede pe teșghea, ea a răspuns: "Mi-am golit toată pușculița." Pete a luat colierul cu eticheta de preț îndreptată spre el, nu spre fetiță. "Cum te cheamă?" a întrebat el, mergând în încăperea din spate. "Jean Grace," a răspuns ea. Pete s-a întors cu un pachet foarte frumos ambalat, iar fetița i-a mulțumit și a plecat. În ajunul Crăciunului, după ce a plecat și ultimul cumpărător și era pe punctul de a închide magazinul, o tânără s-a năpustit în magazin și i-a dat un pachet ce îi părea cunoscut. "Vă aduceți aminte cui l-ați vândut?" a întrebat ea. "Da, o fetiță pe nume Jane l-a cumpărat pentru sora ei mai mare," a răspuns el. "Cât costă?" s-a interesat ea. "Prețul," a răspuns Pete, "este întotdeauna confidențial între vânzător și cumpărător." Tânăra l-a întrebat: "Dar cum a reușit să-l plătească?" Reambalând cu grijă cadoul, Pete i l-a dat și a spus: "A plătit cel mai mare preț pe care poate cineva să-l plătească. A dat tot ce a avut." La fel a făcut și Tatăl Ceresc pentru noi. Când Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, cum scrie în Galateni 4, versetul 4, ca să ne răscumpere, El a dat tot ce a avut mai scump. Așa că și noi trebuie să spunem cu smerenie ca Apostolul Pavel în 2 Corinteni 9, versetul 15: "Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare."